auziți? Un caz unical. Unic. Unicalation. Dar poate nu chiar așa de unic. Dar dacă te mai uiți într-adevăr atent, nu e așa de unic. Auziți? Veniți în fața la televizor, tăți cam își prezintă Vanea Băț. Aprilie 2016, Agenția Proprietăți Publice scoate la mezat centru comercial unic ultracentral amplasat, unde decenii oamenii acestei țări întâlniri și-o dat. Destinații cunoscute de fiecare fiind a doua destinație după, hai că ne vedem la Ștefan cel Mare. Statul a încasat din vânzarea a 85% din acțiuni vreo 252 de milioane. Asta numai imobilul, fără terenul de sub dânsul și aferent, care constituie circa 1,3 hectare pe care cumpărătorul unicul l-a vrut la privatizare. După încercarea de negociere cu primăria eșuată, proprietarii centrului comercial au atacat în judecată. Să mai auză că municipalitatea nu era așa interesată de acest proces și nu a preluptat și l-a pierdut, cum se întâmplă destul de des. Evident, instanțele și judecătorii rând pe rând au menținut hotărârea de a da privatizării acest pământ. Ei, tinire acolo, știi, și e o bucăță ca așa de pământ acolo, padu mai și unul între 3 hectare. Asta e mai puțin decât o normă la prășit sfeclă de zahăr. Și... în iulie 2020, Curtea Supremă de Justiție emite o hotărâre definitivă și fără drept de atac și consilierii socialiști cu cei din Platforma Demnitate și Adevăr așa-și fac. Vând pământul contra unei sume foarte mari. 2.691.792 de lei pentru aproximativ 1,3 hectare. Lei? 1,3 hectare. Numai la mine? Ori și la voi apar niște semne de întrebare. Ha? Am deschis așa din interes un site specializat în vânzări și am constatat cu gust amar că chiar și în suburbii se plătește mai mult de 2 ori pentru un ar. Să se expună experții imobiliari cât face un ar în loc ultra, ultra, ultra central. În urma acestei decizii din CMC, președintele interimar al partidului Platforma Demnitate și Adevăr s-a arătat indignat de cum colegii de partid în ziua și ei au votat. Unora chiar le-a cerut demisia de onoare și de urgență Consiliul Național Politic a convocat ca să analizeze activitatea colegilor din CMC și cum au votat. De partea ceilaltă, consilierii PPDA spun că Dinu Plângău s-a grăbit și că ei doar au executat așa cum instanța de judecată i-a obligat. Uf, Doamne, ia ca sincer vă spun, am iubit și am să iubesc oamenii care au luat așa decizii și să mai regăsesc și azi în sistemul judecătoresc. Dragi și iubiți consilieri, de oricare culoare, galgini, verzi, albaștri, roșii, cafinii, tarcați, vargați, spuneți-mi, e ca fără nervi și fără supărare. Chiar numai 2.691.792 de lei pentru 1,3 hectare? A? A? Primarul Ivan Cepan și el nemulțumit de decizia CMC și că s-o atașe în instanță tare ar vrea. În urma acestei zdelci, municipalitatea așa o mai câștigat diso. Ei, dar ce să-i faci? Aici a fost Vanea Băț care iubește pe tăți, sper că voi tăți îl iubiți pe Vanea Băț. Ha 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 ha.